La Facultatea de Teologie Ortodoxă din București s-a desfășurat astăzi examenul de admitere la programele de masterat. Candidații înscriși au avut de ales între 9 programe de masterat, iar probele au avut loc sub formă de interviu pe comisii de specialitate. Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a organizat astăzi sesiunea de admitere la programele masterale în condiții speciale din cauza pandemiei. Anul acesta candidații s-au putut înscrie și la un nou program de master. Managementul economic și administrarea unităților bisericești. Suntem încă în sesiunea de admitere. Doar ce am încheiat câteva dintre examenele pe secțiuni, pe specialități și pe domeniul teologiei, respectiv doctoratul, licența s-a încheiat sâmbătă după amiaza și am încheiat astăzi și examenele pentru uh, admiterea la master, la cele nouă programe masterale pe care facultatea noastră le oferă. Uh, erau opt, dar uh, mai nou a apărut un program uh, acela de management și administrația unităților bisericești, management economic. Mă bucur să vă spun că avem chiar candidați, avem destui candidați. Ne bucură lucrul acesta pentru că putem să și alegem dintre ei pe cei care acolo unde se ivește și concurență vă dați seama că este o bucurie pentru că poți să uh, alegi calitatea E necesară o notă, o notare foarte precisă în vederea ierarhizării acestor candidați. Unii probabil că vor intra la cu taxă. Dar pentru locurile bugetate, acolo este concurență și trebuie să scoatem ce este mai bun din ei. Candidații au fost repartizați pe comisii de Specialitate și programați la ore diferite, conform listelor afișate pe site-ul facultății. Toți participanții la probe au respectat distanțarea fizică, au purtat mască de protecție și au părăsit facultatea imediat și au finalizat probele. Până pe data de 28 se va încheia cu totul acest ciclu, după ce rezultatele vor fi avizate de prea fericit părinte Patriarh Daniel și apoi vor merge spre validare la universitate. Se vor afișa, dacă veți urmări site-ul, toate informațiile au fost afișate în timp real și timp util, ca oamenii să știe, au fost programări făcute în așa manieră încât să nu se producă aglomerații și zic eu că până la ora asta a ieșit totul foarte bine, fără niciun fel de incident. Oamenii au fost programați pe ore, pe jumătăți de ore, totul au venit exact la timpul la care au fost chemați. S-a intrat foarte decent, civilizat la comisiile care sunt rânduite pe culoare unice ca să se poate intra pe o parte, să se poată ieși pe cealaltă. Sunt foarte încântat să spun și să mulțumesc și pe această cale colegilor profesori care s-au rânduit admirabil, s-au constituit în comisii și au sacrifica timpul, dar cu interesul de a scoate ceva bun din aceste admiteri, și anume de a scoate calitate din rândul celor care vin să dea admiterea. În urma evaluării, rezultatele vor fi afișate pe site-ul facultății după validarea lor de Universitatea București.